dragi elevi, mă numesc Violeta Popov-Gibojor, sunt profesoară de matematică și astăzi vom petrece o lecție de matematică împreună. Tema de astăzi este formula de rezolvare a ecuației de gradul 2 cu o necunoscută. Astăzi la lecție vom analiza rezolvarea unei ecuații de gradul 2, forma completă, și vom justifica un demers sau rezultat matematic obținut sau indicat cu ecuația, recurgând la argumentări și demonstrații. Ne aducem aminte care este forma canonică a unei ecuații de gradul 2. Ax la puterea 2 plus bx plus c este egal cu 0, unde a, b, c aparțin mulțimii numerelor reale și a este diferit de 0. În continuare, vă propun spre rezolvare următoarea ecuație. X la puterea 2 minus 4x plus 3 este egal cu 0. Această ecuație poate fi rezolvată prin mai multe metode. Una din metode este următoarea. Vom descompune expresia algebrică x la puterea 2 minus 4x plus 3. Ne aducem aminte metodele de descompunere. Deci avem trei metode, utilizând factorul comun, utilizând formulele de calcul prescurtat sau metode combinate, ultima ar fi. Aici vom aplica metoda combinată și vom identifica coeficienții, mai întâi de toate, a este egal cu 1, este primul coeficient a unei ecuații de gradul 2, b este egal cu minus 4 și termenul liber c este egal cu 3. Scriem termenul minus 4x ca suma a doi termeni, astfel încât suma coeficienților să fie egală cu b și produsul să fie egal cu produsul dintre a și c. Deci, produsul dintre a și c este egal cu 3, produsul trebuie să fie egal cu 3 și suma trebuie să fie egal cu minus 4. Observăm că aceste două numere, minus 3 și minus 1, înturnesc aceste condiții. Minus 3 dimulțit cu minus 1 este egal cu 3 și minus 3 plus minus 1 este egal cu minus 4. Perfect! Putem scrie x la puterea 2 minus x, deci coeficientul este minus 1, minus 3x, un alt coeficient este minus 3, plus 3. Deci am scris minus 4x ca suma minus x plus minus 3x. Minus x minus 3x este minus 4x, de fapt nu am schimbat nimic. Expresia algebrică rămâne în membru stâng aceeași. Grupăm primii doi termeni și terminul al treilea și al patrulea. Obținem x la puterea 2 minus x plus, în paranteză ar fi minus 3x plus 3. Minusul scoatem din fața parantezei și deoarece minusul din fața parantezei are proprietatea că schimbă semnele termenilor din paranteză, am schimbat și aceste semne din paranteză. 3x minus 3. Deci am obținut x la puterea 2 minus x minus 3x minus 3 egal cu 0. Următorul pas, vom scoate factorul comun atât din prima paranteză cât și în al doilea paranteză. În prima paranteză, factorul comun este x, avem x de mulțit cu x minus 1, minus, din a doua paranteză, factorul comun este 3, 3 de mulțit cu x minus 1 egal cu 0. Și observați că, de fapt, asta și-a fost scopul nostru, de a obține un alt factor comun, x minus 1, x minus 1, și atunci am descompus expresia x pătrat minus 4x plus 3 în forma x minus 3 dimulțit cu x minus 1, care este egal cu 0. Produsul a doi factori este egal cu 0 când cel puțin unul din factori este egal cu 0. Deci x minus 3 egal cu 0 sau x minus 1 egal cu 0. De unde x egal cu 3 sau x egal cu 1? Soluția este 1, 3. Ați văzut? Deja putem să rezolvăm ecuația de gradul 2 fără a cunoaște alte teme decât cele care au fost studiate până la ziua de astăzi. În continuare, această ecuație putem să o rezolvăm și prin altă metodă, metoda a doua de rezolvare. Vom forma în membru stâng un pătrat perfect. Ne aducem aminte formula de calcul pentru a minus b tot la puterea 2, care este egal cu a la puterea 2 minus 2ab plus b la puterea 2. Deci avem x la puterea 2 minus 4x plus 3. Putem scrie x la puterea 2 minus, pentru a avea formula, trebuie să avem dublul produselor dintre acești doi termeni, a și b, deci 2 dimulțit cu 2 dimulțit cu x, plus
trebuie deja să avem B la puterea a doua, deci avem 2 la puterea a doua, fiindcă A rămâne să fie X, B rămâne să fie 2 și avem plus 2 la puterea a doua. Dacă am adunat pe 2 la puterea a doua, pentru a nu schimba expresia algebrică, îl vom scădea în același timp. Minus 2 la puterea a doua plus 3 egal cu 0. Deci am obținut primii 3 termeni, i-am îngrupat într-o paranteză pentru a vedea mai bine formula dată și în afara în paranteză rămâne minus 2 la puterea a doua plus 3 este egal cu 0. Deci obținem o egalitate echivalentă cu cea inițială, x minus 2 totul la puterea a doua minus 1 este egal cu 0. De unde x minus 2 la puterea a doua este egal cu 1? Obținem că x minus 2 poate fi 1 sau x minus 2 poate fi minus 1. Deci x egal cu 3 sau x egal cu 1. Soluția este egal cu 1 și 3. Este aceeași soluție ca exercițiu precedent. Aici probabil cineva din elevi a observat din start că doamnă profesoare a fi putut să adunăm la această egalitate 1 și obțineam x pătrat minus 4x plus 3 plus 1 este egal cu 1. Din start avea să obținem în membru stâng o formulă de calcul prescurtat. Dar intenționat v-am dat acești pași pentru că următorul exercițiu va fi un exercițiu, o ecuație de gradul 2 în cazul general, unde vom aplica pas cu pas rezolvarea ei. Avem x la puterea a doua plus bx plus c este egal cu 0. Vom înmulți această ecuație cu a. Avem tot dreptul să mulțim și de ce facem lucrul acesta? Pentru că vrem să formăm un pătrat perfect și vrem să avem ax totul la puterea a doua. Deci am înmulțit și am obținut ax totul la puterea a doua plus abx plus ac este egal cu 0. Deci primul pas, înmulțim egalitatea cu un număr real a. În cazul de față am obținut ax totul la puterea a doua plus, încercăm să facem ca să avem o formulă de calcul prescurtat, a plus b totul la puterea a doua și avem plus 2 de mulțit cu ax, de mulțit rămâne b. În cazul de față îl scriem pe b supra al 2 deoarece am dublat acest produs. Plus b supra al 2 totul la 2 și minus b supra al 2 totul la puterea a doua. Plus ac este egal cu 0. Ne aducem aminte exact algoritmul care l-am aplicat la exercițiul precedent într-un caz particular. Deci am obținut ax plus b supra al 2 totul la puterea a doua este egal. Deci acești doi termeni, ultimii doi termeni, i-am trecut în membru drept cu semn schimbat. Deci este egal cu b la puterea a doua supra al 4 minus ac. De unde am obținut că ax plus b supra al 2 totul la puterea a doua este egal? Deci numitorul comun este 4 și obținem b la puterea a doua minus 4ac supra lui 4. Ecuația dată are soluții doar dacă fracția dată va fi nenegativă. Deci trebuie să fie mai mare sau egală cu 0. În cazul de față 4 este un număr pozitiv, deci rămâne că doar b la puterea a doua minus 4ac este negativ. Obținem ax plus b supra al 2 este egal cu o soluție radical din b pătrat minus 4ac pe 4 și a doua va fi minus radical din b pătrat minus 4ac pe 4. Echivalent cu ax plus b supra al 2 este egal, deci 4 l-am extras de sub radical și am obținut radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2 și a doua ax plus b supra al 2 egal cu minus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2. De unde obținem? Îl trecem pe b supra al 2 în membru drept, găsim numitorul comun care este același 2 și obținem că ax este egal cu minus b plus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2. Mai apoi am împărțit la a atât membru stâng cât și membru drept, deci toată egalitatea, și am obținut soluția care o vedeți la ecran. X egal cu minus b plus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2a sau x egal cu minus b minus radical din b pătrat minus 4ac supra lui 2a. Observați că am obținut soluția unei ecuații de gradul 2 în forma generală.
În continuare, putem să conchidem următoarele. În ecuația de forma ax la puterea 2 plus bx plus c egal cu 0, numărul de b pătrat minus 4ac se numește discriminant al ecuației de gradul al doilea și îl notăm cu delta din alfabetul grecesc scris cu majusculă. B pătrat minus 4ac, încă o dată, se numește discriminantul ecuației de gradul 2. Și aici avem trei afirmații. Una din afirmații. Dacă acest discriminant este pozitiv, atunci avem două soluții reale distincte. X1 este egal cu minus b minus radical din delta asupra lui 2a și x2 este egal cu minus b plus radical din delta asupra lui 2a. Afirmația numărul 2. Dacă discriminantul ecuației este egal cu 0, atunci obținem soluția. X1 este egal cu x2 și este egal cu minus b supra lui 2a. Și afirmația 3. Dacă discriminantul ecuației este negativ, atunci ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor reale. Privim la această imagine. Deci, încă o dată, având o ecuație de gradul 2, ax la puterea 2 plus bx plus c egal cu 0, unde a este diferit de 0, a, b, c aparțin mulțime numerelor reale, numărul delta, care este egal cu b pătrat minus 4ac, se numește discriminantul ecuației, se notează cu delta litera din alfabetul grecesc și avem următoarele cazuri. Unul din cazuri, când delta este mai mic ca 0, soluția este mulțimea vida. Când delta este mai mare ca 0, soluția este minus b minus radical din delta supra lui 2a și minus b plus radical din delta supra lui 2a. Deci avem două soluții reale distincte. Și dacă delta este egal cu 0, soluția este egal cu minus b supra lui 2a. Vă propun aceeași ecuație, x la puterea 2 minus 4x plus 3 egal cu 0, deja să aplicăm formulele deduse de mai sus și să vedem cum se rezolvă această ecuație. În primul rând vom identifica coeficienții. A egal cu 1, B este egal cu minus 4 și C este egal cu 3. Calculăm discriminantul. Aplicând formula b pătrat minus 4ac. Deci delta este egal cu minus 4 la puterea 2 minus 4 demulțit cu 1 demulțit cu 3, care este egal cu 4. Discriminantul 4 este mai mare ca 0. Atunci avem două soluții reale distincte. X1 și x2. X1 este egal cu minus b minus radical din delta asupra lui 2a. Deci avem minus, b este minus 4, minus minus 4, minus radical din 4 supra lui 2 demulțit cu 1, care este egal cu 4 minus 2 supra lui 2, este egal cu 1. Și a doua soluție va fi 4 plus 2 supra lui 2, care este egal cu 3. Aceeași soluție. Soluția este egal cu 1 și 3. În continuare, exercițiul numărul 2, condiția este următoarea. Să calculați discriminantul ecuației, să determinați dacă ecuația are soluții în mulțimea numerelor reale și să aflați soluțiile în cazul în care ele există. 8x la puterea 2 minus 2x minus 1 egal cu 0. Deci identificăm acei coeficienți. A egal cu 1, B egal cu minus 2 și C este egal cu minus 1. În cazul acesta este comod să aplicăm deodată formulele deja care le-am dedus la rezolvarea unei ecuații de gradul 2. Discriminantul este egal cu b pătrat minus 4ac, deci avem minus 2 la puterea 2, minus 4 demulțit cu 8 demulțit cu minus 1, care este egal cu 4 plus 32 și este egal cu 36. 36 este un număr pozitiv, deci avem două soluții reale distincte și x1 va fi minus minus 2, minus radical din 36 supra lui 2 dimulțit cu 8, care este egal cu, minus, cu 2 minus 6 supra lui 16, deci este egal cu minus 8 pătrimi. Și a doua soluție, x2 este egal cu minus b plus radical din delta supra lui 2a, deci este egal cu 2 plus 6 supra lui 16 și este egal cu o doime. Soluțiile sunt minus 8 pătrimi și o doime. Următoare ecuații avem aceeași condiții. Determinați care este discriminantul, dacă ecuația are soluții în mulțimea numerelor reale și aflăm soluțiile în cazul în care există. Minus 2 la 2x plus 1 plus x la puterea 2 este egal cu 0. Observăm că ecuația dată este o ecuație de grad 2, dar nu este scrisă în forma canonică. Vă recomand să o scriem inițial în forma canonică, deci avem x la puterea 2 minus 2x plus 1. Să identificați coeficienții, a este egal cu 1, b este egal cu minus 2 și c este egal cu 1.
Discriminantul este egal cu b pătrat minus 4 ac. Aplicăm această formulă de calcul a discriminantului și obținem că minus 2 la puterea a doua minus 4 de mulțit cu 1 de mulțit cu 1, care este egal cu 4 minus 4, este egal cu 0. Deci discriminantul este egal cu 0 și atunci avem două soluții, x1 egal cu x2, care este egal cu minus b supra lui 2a, este egal cu 2 supra lui 2 dimulțit cu 1, două soluții reale egale, care este egal cu 1. Deci am obținut soluția acestei ecuații, este egal cu 1. Următoarea ecuație, aceleași condiții, avem x la puterea 2 minus 2x plus 4 egal cu 0. Discriminantul este egal cu b pătrat minus 4ac. Am identificat a, b și c, a egal cu 1, b egal cu minus 2 și c egal cu 4. Discriminantul este egal cu minus 2 la puterea 2, care este egal cu 4, minus 4 dimulțit cu 1 dimulțit cu 4. Deci minus 16, obținem un număr negativ. În momentul când discriminantul ia valori negative, atunci soluția este mulțimea vidă. În continuare, vă propun spre rezolvare următoarea ecuații: 3x la puterea 2 plus x la puterea 2 supra lui radical de x la puterea 2 minus 4 egal cu 0. La prima vedere, ne pare că avem o ecuație destul de complicată și nici de cum nu este o ecuație în forma canonică. Însă cunoaștem că radical de x la puterea 2 este egal cu modulul lui x. Și x la puterea 2 egal cu modulul lui x la puterea 2. De aceea putem să mergem la o notație, unde să notăm modulul lui x prin t, t trebuie să fie mai mare sau egal ca 0, dar fim foarte atenți că acel t se află la numitor și fracția are sens doar că numitorul e diferit de 0, deci excludem 0, t este mai mare ca 0. Trebuie să fie un număr pozitiv. Formăm noua ecuație. 3t pătrat plus t pătrat supra lui t minus 4 egal cu 0. Am simplificat fracția prin t și obținem 3t pătrat plus t minus 4 egal cu 0. Rezolvând această ecuație cu necunoscuta t, desigur că vom aplica formulele deja deduse de noi, unde obținem că discriminantul este egal cu b pătrat minus 4 ac. Și atunci discriminantul este egal cu 1 la puterea a doua minus 4 demulțit cu 3 demulțit cu minus 4, care este egal cu 1 plus 48, deci este egal cu 49. De aici am obținut T1 și T2, avem două soluții reale distincte, unde T1 este egal cu minus B minus radical din delta supra lui 2A, deci este egal cu minus 1 minus radical din 49 supra lui 2 dimulțit cu 3, este egal cu minus 1 minus 7 supra lui 6, care este egal cu minus 8 șesimi. Simplificăm această fracție, deci este egal cu minus 4 treimi. Și T2 este egal cu minus B plus deja radical din delta supra lui 2A, deci este egal cu minus 1 plus 7 supra lui 6, este egal cu 6 supra lui 6, este egal cu 1. Selectăm soluția care corespunde condiții noastre inițiale, deci T trebuie să fie strict mai mare ca 0, deci obținem că T egal cu 1, deci T1 nu întrunește condițiile noastre și atunci avem modulul lui x este egal cu 1, rezultă că x egal cu 1 sau x egal cu minus 1. Avem două soluții, minus 1 și 1. Rezolvarea ecuației de gradul 2 încă se făcea din antichitate în Egipt, Babilon și Grecia, doar că ecuațiile date se rezolvau grafic cu ajutorul riglei, compasului și alte instrumente. Papirusurile și documentele istorice găsite demonstrează că ecuațiile de gradul 2 se rezolvau deja în Babilonul antic. În continuare, pentru cei pasionați de matematică, vă propun să vedeți care este algoritmul și care a fost algoritmul de rezolvare a unei ecuații de gradul 2 de matematicieni încă când nu se scria ecuația pătrată de forma generală în felul ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, fiindcă de fapt forma aceasta a apărut cu mult mai târziu. Algoritmul de rezolvare a ecuațiilor de gradul 2 a fost expus de Hvarizmi în secolul 12-lea, în cartea lui a fost tradusă și în limba latină. De exemplu, aveți următoarea ecuație, 5x la puterea 2 minus 3x plus 60 egal cu 0,
n-am să descriu acum toți acești pași pentru iubitorii și cei pasionați de matematică. Puteți să puneți stop la acest video și să vedeți atent, să analizați algoritmul și observați că se calcula pătratul coeficientul termenului linear, apoi se calcula produsul coeficienții termen pătrate cu termenul liber. De fapt, acești toți pași de la 1 până la 10 realizează calculul rădăcinilor conform formulilor deja care sunt studiate de voi. X1 egal cu minus B minus radical de B pătrat minus 4AC supra 2A și X2 egal cu minus B plus radical din B pătrat minus 4AC supra 2A. Aceste formule nu puteau fi scrise pe atunci din cauza lipsii un limbaj matematic adecvat, dar matematicienii intuitiv le cunoșteau. În final, vreau să vă zic că matematica privită așa cum trebuie posedă nu doar adevăr, ci și o supremă frumusețe, spunea Rousseau. Pentru mulți, o formulă de matematică spune atât de puțin, dar dacă o privești cum trebuie și dacă vezi ce ascunde ea, poți descoperi că matematica este în spatele a tot frumosul pe care îl considerăm departe de tot ce înseamnă știință exactă. Vă mulțumesc!